Sunt Raluca Popa, am 24 de ani, tocmai am terminat design vestimentar la Universitatea de Arte și Design din Cluj și, să spun, nu profesez neapărat ca și fashion designer. M-am axat în ultimul timp mai mult pe accesorii și probabil și pe organizare de evenimente care sunt legate de fashion. La momentul ăsta, noi, în general ca design, nu trebuie neapărat să ne axăm pe cererea pieței din momentul ăsta, ci să o și influențăm un pic. Știu că e mai greu, dar nu e imposibil, pentru că dacă ne-am luat doar pe cererea pieței, am face și noi exact lucrurile care se găsesc în magazinele, la retail-uri mari. Dar noi trebuie să facem tocmai lucruri ca să influențăm piața și cererea. Și eu cred că răspund prin faptul că accesoriile mele sunt accesorii statement și persoana respectivă căreia mă adresez e tot timpul deschisă la noutate. Am fost foarte axată pe inspirație din anatomie și din structura corpului uman, pentru că am stat 2 ani în cămin de medicină și vedeam peste tot treaba asta. Sora mea era studentă la medicină, foarte mulți prieteni, mama medic, și atunci, fiind un pic asaltată de detaliile astea și de lucrurile astea, mi-am găsit inspirația acolo. Eu până acum am lucrat foarte mult pe voluntariat, pentru că au fost proiecte în cadrul universității și pentru că am fost implicată în școală. De anul acesta am început să și câștig din asta. Eu am învățat foarte multe în școală, de la organizarea unor evenimente, la styling, la proiecte de copii, la proiecte de bărbați. Și atunci mi-am dat seama că, practic, de asta universitatea ne-a învățat atât de multe lucruri variate, ca noi după aia să putem să ne descoperim nișa. Pentru că dacă vrem să le facem pe toate, probabil o să ajungem la stadiu de tot timpul, neștiind ce vrem să facem, nu putem să convingem nici publicul că suntem buni pe lucrul respectiv. Fashion PR în România există foarte, foarte bine, dar majoritatea merg sau de la PR, sau de la jurnalist, sau de la modă. Deci e un complex între toate și atunci de la diverse secții se descoperă că cel care merge la PR descoperă că îi place foarte mult partea de fashion și atunci merge pe fashion PR. Ceea ce presupune exact comunicarea dintre designer și piață sau dintre retail și piață. Și în același timp să-i găsești designerului oportunități de vizibilitate, fie prin publicații, prin expoziții, prin evenimente, să ai grijă prezentările, cum, în ce cadru se întâmplă, unde are invitați, adică unde are invitații el ca și designer, ești invitat acolo, care din evenimente sunt benefice practic designerului, că nu toate poate ar fi și atunci tu ca PR ar trebui să știi la care să meargă, la care să nu meargă, cum ar trebui să se prezinte, cum să-și facă comunicatele de presă, cum să comunice el cu publicul. Cred că e foarte important ca un designer să aibă o imagine curată. O imagine curată, acum depinde de el dacă vrea să-și creeze o imagine excentrică, o imagine clasică, o imagine... Dar e important să îți găsești stilul și să ți-l menții. Poți să fii foarte bun și chiar eu apreciez enorm de mult oamenii care au ceva fresh tot timpul, fac o colecție și nu înțelegi de ce e și purtabilă, e și creativă, e de acolo, e și pe trend, e de toate, dar nu-i prea pe trend, deci are tot ce-i trebuie, dar nu se vinde. De ce nu se vinde? Păi nu se vinde pentru că omul respectiv nu știe cum să-și comunice creația. Persoane care mă inspiră în sine prin imagine, nu cred că am. Cred că mă inspiră oamenii care sunt într-adevăr dedicați și într-adevăr fac un lucru care e foarte important pentru ei și vor să îl dezvolte, vor să meargă mai departe, că indiferent de ce facultate ales să faci, indiferent de ce cursuri ai făcut sau orice, e foarte important dacă ți-ai dat seama că tu vrei să faci o altă chestie complet diferită, să o faci, pentru că e mult mai important, poate și să faci încă o facultate dacă crezi că o să ajute la momentul respectiv, să dai și la medicină la momentul ăsta, dacă tu crezi că aia vrei să faci lucrul ăla, chiar dacă o să mai dureze încă nu știu câți ani, pentru că nu merită, mai ales la vârsta asta, nu merită să începi să investești într-un lucru care ai observat că nu vrei să-l faci toată viața, pentru că toată viața o să faci un lucru care nu îți place, numai că, hai că poate câștig bine din el. Mai întâi încerc să am, la momentul ăsta, să am un câștig
de informație, un câștig în valoare și un câștig în profesie. Mai mult decât un câștig financiar. E o lume în care putem să ne schimbăm și noi meserile de la până când descoperim ce vrem. Acum nu toată viața, că să zici toată viața că mai fac încă o facultate. Păi acum, omule, n-ai descoperit încă ce-ți place. Mai ho!